Talentul său a impresionat publicul încă de când avea 3 ani, iar de atunci ne promovează tradițiile atât prin propriile piese, cât și prin cele din repertoriul tatălui său. Fiica celui care a făcut istorie în lumea muzicii, Doina Sulac, este invitata mea de astăzi. Bine ai venit! Bună ziua și bine te-am găsit! Ce mai faci? În ultimul timp te urmăresc pe Instagram, dar nu prea văd ce faci, cum o duci, cu ce te ocupi, ce-ți place să faci în timpul liber. Da, ce-mi place să fac? Întreabă-mă dacă am timp liber. În ultimul timp am mai fost în spectacole, în turnee am fost. Am fost în Italia, am avut 2 spectacole în Bologna, chiar la moldovenii. Nu știu, de acolo, pe această care vreau să îi salut și să le spun că iubesc foarte mult și le mulțumesc că au venit la spectacolele mele într-un nume așa de mare. Era vorba de Duminica Mare și oarecum acolo, știi, toată lumea a stat o perioadă în casă și totuși predomină această, ca să-i zicem, pandemie aceasta și oamenii puțin au frică încă de evenimente mai mari, da, să interacționeze cu publicul, să vină la concerte. Dar iată, cu ajutorul lui Victor, care îl salut, și acelor care sunt și au rămas acolo în Bologna, i-au organizat aceste spectacole care s-au bucurat de succes. Și mă simt împlinită că eu fac ceea ce îmi place mie cel mai mult. Eu îmi fac politica cânticului meu. Eu așa spun mereu. Ești invitată și în România foarte des. Da, foarte des. Adică mai des sunt invitată în România. Aș spune că aici. Și aici sunt, dar acolo mai des. Unele piese ca Floarea Dorului, Fata Mea, cu care am colaborat cu regretatul poet Grigore Vierul. Și melodia aceasta, Fata Mea, s-a bucurat de succes, adică încă în primii mei pași în lumea muzicii. Așa este semnată de mine, s-a bucurat de succes și acest succes care oarecum a trecut hotarul peste prut. Această pandemie, știi, oarecum ne pune restricții pentru noi artiștii. Chiar dacă oamenii își doresc foarte mult să organizeze nunțile, cumătriile, evenimentele, spectacole, adică într-un număr mai mare, dar oarecum se restrânge totul și deja ne conformăm la ceea ce este, dar mulțumim Domnului că deja s-a ușor a luat start munca noastră. După culise mi-ai spus că îți place foarte mult să mergi în România pentru că acolo ești apreciată totuși altfel. Cum altfel? Eu și aici îmi iubesc foarte mult admiratorii, pentru că am, nu pot să placi la toți. Și tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, spunea că n-ai cum să placi la toți și nici nu trebuie, așa spune. Dar prin ce diferă? Dar, nu știu cum, în România publicul mai mult iubește să asculte, știi? Iată, ascultă piesele mai lirice, legate de un text mai profund, asta mă refer. Iată, de exemplu, piesa Când tata va veni, probabil știi, din repertoriul tatăl meu, pe care eu am preluat-o și eu când, e foarte mult, ei plâng când ascultă versurile, adică ei sunt foarte atenți la ce ține de text, de mesajul pe care artistul transmite. Cât despre onorariu? La noi mai mult ascultă așa cu melodia, probabil. Cu melodia, cu zburdatul, mai mult așa. Poate să fie un text nu atât de profund și să aibă, mă rog, priză sau oarecum așa. În rest, suntem foarte aproape de unii de alții. Este adevărat că de 5 ori este mai mare suma pe care ți-o achită ei pentru un program? Da. Este mai mare de 4-5 ori minimum. Da. Și cât timp durează programul tău? Ca și în Moldova. O oră de vreme. O oră de vreme? O oră jumătate, așa. La ce sumă mai ales ajungi? Că eu fac și muzică ușoară și muzică populară. La ce sumă ajungi? Ei, dacă aici aproximativ 300-350 de euro cât merge un artist, nu știu, calculez și... Deci înmulțit la 5? Cam așa, 4. Așa. Din asta trăiești? Eu trăiesc din muzică, sigur. Eu investesc în muzică. Mama mea spune, iată, câți bani ai investit în piesele, pentru că eu am refăcut foarte multe piese de-a tatăl meu și asta costă mult, aranjamentul, să strângi băieții, orchestra,
e costisitor orice piesă, mix, mastering, îți dai seama, adică o piesă ajunge până are multe zerouri când stai să calculezi. Am aflat și, că faci și master în România, că nu vreau să scap acum acest sunt continuu. Nu, o să revenim, nu, eu o să țin cont de asta, nu-ți pădru. Și o să-ți reamintesc de, și de master. Și ziceam că este costisitor să, că, și am zice, uite-te, cât ai investit tu în piesele tale, că eu am foarte multe piese, asta nu e de laudă sau... Nu știu, dar chiar am foarte mult. Când mama mea zice, mai faci o piesă, îmi pare că ai 50 deja. La număr ajunge. Adică, și nu te mai prești, pentru că tatăl meu trebuia să le renuiesc foarte multe, că oamenii le solicită la evenimente. Vreau piesa la o margine de drum, a, dar nu am, știi, în varianta, adică a mea. Și oamenii vor să-și amintească oarecum și nu doar piesele mele, vor să asculte și piesele lui. Așa e bine salata, dacă îmi pui și un pic de sare, atunci are un alt gust, știi? Așa. Mai gustos. Și ea îmi spune că uite cât ai investit tu și puteai de atunci să-ți cumperi, cred că, o casă cu două etaje. Într-adevăr, foarte mulți bani am investit. Dar eu mă mândesc, știi, prin faptul că eu n-am apelat la sponsori. Acum puțin m-am mai oprit pentru că și-am zis că nici nu are rost să mai fac. Am făcut vreo 7 melodii, pare, cu frații Advahov vara trecută, adică am imprimat. Multe din ele, adică urmează să le mai lansez și atunci eu nu sunt omul cela care să fac muzică la kilogram, știi? Eu mai bine așa, mai puțin și mai plăcut. Mai... Totuși. Da. Ce e cu masterul tău? Masterul meu... De ce hotărât să faci master la opera, da? Da, pentru că, în primul rând, îmi pare rău să spun, dar iată, în Iași nu este, vorbeam cu profesorul meu Ioan Paulencu, nu este facultatea asta de canto popular. Deși cineva, îmi pare că de aici a dorit să deschidă această facultate acolo de canto popular, dar nu știu, nu li s-a reușit ceva și a rămas, adică muzică academic, canto academic. În primul rând, eu țin minte că de la vârsta de 10 ani eu cântam, știi, de asta. Fine, și cântam frumos prin casă cu vocea asta așa, fără cuvinte, ce auzeam eu. Și tatăl meu tocmă avea lacrimi și zice, hai Doinelu, să... El îmi spunea, mă dezmerda, îmi spunea Doinelu, sunt Doinița. Doinița, Doineluș, tati. Hai să mergem la primadona noastră, Maria Bieșu, Dumnezeu să o odihnească. Și am mers și dumneavoastră m-a primit, s-a așezat la pian, a spus, hai să ne încălzim și a văzut, adică, ce voce am, diapazonul tot. Și a spus, Nicolae, neapărat să o dai pe Doina la canto academie, adică să fac operă. Și el așa a stat puțin, a meditat, că, ei, Maria, dar cine o să-mi cânte piesele? Cine așa să-mi cânte cântecele, adică mai departe să-mi duc ca și cum. Și cumva e realizat, da, visul. Da, da, cumva mi-am realizat visul, dar e și normal. Și acum mai am un an de zile, ca să, dar vreau să zic că am note bune. Și profesori, am noroc de profesori, adică foarte iscusiți, care ai, adică multe cunoștințe am luat de la ei. Și profesorul Ionuț Urdeș, care este un profesor de talie, știi? Are un nivel foarte bun și este respectat acolo în conservator. Și mulțumesc foarte mult pentru susținerea și încrederea care mi-a acordat-o. Pentru că el chiar îmi spunea, tu vrei să cânti pentru tine operă sau vrei ceva, zice, adică să ajungi chiar undeva în teatru și așa mai departe. Pentru că dacă ai vrea să ajungi undeva în teatru, atunci va trebui să muncești, adică vreo 4-5 ani și atunci... Adică ai toate șansele pentru că este din ce te face. Te vezi în teatru? Dar eu așa aș vrea să fac un album de romanțe. Mi-aș dori foarte mult.
aș dori ca să abordez acest stil de romanțe. Ceva genul Lie Ciocârlie, ca să îți imaginezi, adică despre ce vorbesc. Romanțe care să aibă un diapazon așa destul de înalt și unde poți să-ți manifesti maestria, diapazonul, dar totodată și nu mă abat de la muzica populară. Pentru că cu ea am crescut, cu oarecum de mică, nu știu, m-am deprins. Cumva melismatica asta în vocea mea este prezentă, știi? Și, dar eu întotdeauna am fost, adică, apropiată de muzica academică, chiar și când eram la liceu, toate, țin minte, la concertele lui Eugen Doga, făceam solouri cu corul, adică eram predispusă, cum zicea și Maria Bieșu, de a cânta muzică academică. Dar așa a fost soarta mea, eu am zis, poate dacă să am o fată de la vârsta de 5 ani, deja o să studiez opera. Muzica, dacă o să mă moștenească, pentru că pe Nicoleta, sincer să-ți spun, o văd mai mult o compozitoare, sincer. Ea, iată, încă când era în clasa 1, ea studiază pianul și țin minte că după ce ea exersa la pian, întotdeauna ceva ea inventa și se așeza la pian și ceva ea cânta de ei, nu ce a scris Bach. Și eu zic, Nicoleta, ce muzică aici a apărut nouă? Nu este ce a dat doamnă profesor. Este ceva străin aici. Și eu spun, da, mama, mi-a venit o melodie, am compus, îmi place pasajul ăsta. Și acum tot așa o văd, că ea este mai atrasă de domeniul ăsta de componistică și ar putea să aibă succese. Dar deja va alege ea, mai are încă să studieze 2-3 ani. Încă învață la liceu. Despre Nicoleta o să mai vorbim, fii sigură, dar vreau, știu că ești discretă, dar totuși vreau să vorbim despre viața ta privată. Așa. Uite, te urmăresc și pe Facebook, cum am mai spus, pe rețele de socializare. Dar eu nu sunt așa foarte activă pe rețele de socializare. Scrie că ești singură, cu toate că acum 10 ani sau 7 ani în urmă, dacă nu greșesc, apăreau știri gen că ești cu cineva, nu ești singură, că da, ai eu iubit. Am înțeles. Dar eu așa, cred că a fost o învățătură, știi, o lecție, că oarecum noi artiștii, dacă facem public orice relație din viața noastră, ea cumva acolo apare, știi? Adică știrea, nu, mereu va fi în arhivă, știi? Să înțeleg că îți pare rău că ca și un, ai declarat ca și un scandal, de exemplu, eu am avut o ceartă cu cineva, nu vreau să mă întorc la asta. Și poate de mult și m-am împăcat cu acel om mare și mai departe. Dar în știri, presa așa și-a făcut treaba, adică cumva, adică a rămas în istorie această, dar asta a fost, această pagină mai puțin plăcută, neagră. Dar a fost asta și, în viața da, ta, de asta a fost. Te-am și invitat de la acest interviu ca să punem punctele da, pe da, da. I. Și de asta și zic, eu am încetat ca să mai dezvălui da, despre viața mea personală, pentru că nu mi se pare atât de corect, știi? Ești în vizoriu oamenilor, în vizoriu publicului și atunci când ai un copil, da, atunci când deja ai o familie, ești bine, ok, mersi, da, poți să faci publică viața ta personală cu copilul, cu familia, eu știu, dacă și dacă îți dorești, dacă dorești soț. Cred că viața personală trebuie să fie așa ca o căsuță încuiată cu cheiță. Așa sunt eu, nu știu. Ai fost căsătorită a doua oară? Da, nu, n-am fost căsătorită. Urma, de asta urma. Și zic să fac, dar nu. Dar nu, de ce s-a încheiat totul? Chiar nu vreau să discut. Pur și simplu e vorba despre a fost, compatibilitate? Probabil, sau? Nu știu. Chiar nu cred că merită să deschid subiectul. De asta și zic, uneori noi facem greșeli singure ca să anunțăm ceva ce până la urmă nu e sigur sau nu e despicat, adică lucrurile nu s-au clarificat. Dar erați logodiți, era cumva, știi cum zici, că nu era sigur. Părea să fii părea sigură așa, pe părea, alegerea ta. Dar așa s-a întâmplat și
cred că viața mea deja abia acum își deschide orizonturi frumoase și cu perspectivă, pentru că e și timpul. Înseamnă că să înțeleg că ești iubită și iubești. Da, sunt iubită și iubesc și totul este bine. Asta e important pentru o femeie. Eu am spus, dacă o să am un copil, neapărat o să fac publică. Să înțeleg că aveți așa planuri. Înseamnă că e bine. Tot o să fie bine, da. La toată lumea. Care își dorește copii, care își dorește o familie, care își doresc, adică... Îți mai dorește dacă fetiță. Nu, da, da, îmi doresc o fată. Mi-ai spus fată. Că deja știi că o să o cheme? Eu mă gândesc, da, deja știu. Eu mă gândesc că s-ar potrivi acest nume. Care? Dar lasă mai bine să vină fetița. Eu știu atunci, cum să mă spun. Eu am zis că dacă o să Mirela. Fie... Da, mi-a dacă plăcut o să cum fie... ai abordat acest nume. Ai zis că Mirela. Deci da, trei note muzicale. Apropo, când a apărut Nicoleta, mă gândeam ori Nicoleta sau Mirela, că tot este legat de aceste trei note muzicale. Dar dacă bunul Dumnezeu o să mă binecuvânteze, de ce nu? Eu sunt pentru a avea copii. Eu îmi doresc foarte mult copii. Și asta le doresc tuturor care își doresc. Pentru că, mă rog, sunt cazuri diferite. Sunt femei care își trăiesc doar pentru ele sau, nu știu, nu sunt așa de axate. Eu, de exemplu, așa, sunt mai familistă de felul meu și îmi iubesc copiii, adică îmi iubesc familia. Iubesc să petrec timpul cu Nicoleta, să suntem ca două prietene, deja e mare. Asta este și întrebarea mea. Tu ai născut-o la o vârstă fragedă. 17 ani aproape, da, avem. Cum a fost acea perioadă? Ce a fost cel mai complicat pentru tine? Vestea că ești însărcinată sau... faptul că a fost o perioadă dificilă să astupi cumva gura lumii, pentru că toată presa scria despre ce s-a întâmplat. Ce a fost nu știu mai greu scria. Pentru tine? Da, poate. A fost așa de mult. Cum? Știi, a fost sigur un stres, pentru că nu era timpul atunci pentru... Nu eram pregătită, așa mai bine zis, dar am trecut ușor pentru că mămica mea m-a ajutat foarte mult și ea, adică, m-a susținut. Mi-a zis că o să faci studii în continuare, eu am să te ajut cu ce am să pot. Chiar a fost ceva lăsat de Dumnezeu. Așa m-a însemnat, am ajuns un om de seamă, sunt măicuță, sunt o mamă. Da, știu piesa ca asta, să... da. Dar cine a fost prima persoană da. Care a aflat vestea? Că sunt însărcinată? Păi, cine? Eu? Cu fostul soț, adică cu tatăl Nicoletei. Da, normal. După asta, probabil, și mama a aflat. Și de unde ai luat atâta curaj să anunți? Pentru că îmi dau seama că era... Era puțin complicat, dar atâtea, nu vreau să mă fac o eroină, știi, din toată povestea asta, pentru că noi dacă am întoarce paragraful puțin înapoi și am vedea cum bunicile noastre, la ce vârstă se căsătoreau și cum, și bunica povestea că verișoara ei la 17 ani a născut, alta la 16 s-a măritat, deja avea un copil. Adică era ceva, un mod firesc și normal. Lumea se lua în sat, se căsătoreau, făceau copii și uneori și de vreme, adică fiecare când i-a bătut ceasul, nu făceau din asta o poveste... Dar cum ai foarte... reacționat dacă fetița ta, pentru că ea are 16 ani, este de fapt la aceeași vârstă când tu ai rămas însărcinată cu ea? Dar cum ai reacționat dacă altă. S-ar întâmpla cu Nicoleta? Nu o să întâmple cu Nicoleta. Ea mi-a zis, mama, eu la 30 de ani, dacă o să rămân însărcinată sau să am copii, nu mai degrabă. Știi, Nicoleta chiar este un copil cumva adus pe lume încă în adolescență și... Ea are 16 ani, dar eu așa mă uit la ea, parcă ar avea 13, 14, așa ea încă poate să... Ea nu este genul de fată care să umble cu băieții sau să iasă... Mai copilăroasă. Da, ea este o fată mai copilăroasă. Îți este frică, da? Sau discutați despre asta să nu mai treacă și ea prin ceea ce ai trecut tu? Noi am discutat cu ea,
Dar ea și așa este o fată foarte înțeleaptă și deșteaptă. Dar eu nu cred că eu am trecut prin ceva, știi, wow, nu știu. Eu am fost căsătorită cu alt câte în regulă. Eu n-am fost nu știu unde. Eu am avut susținerea părinților mei, mamei, care m-a ajutat la creșterea fetei. Adică, bine, eu am fost un caz fericit, dar nu înseamnă că toată lumea trebuie să ia exemplu și să fac copii la 17 ani. Cât despre tata biologică, Nicolete, ei... Chiar nu-mi pare rău, pentru că a fost o dragoste copilărească, dar puternică. Și din această dragoste, probabil, s-a născut Nicoleta. Și cine știe cum Nicoleta... Într-adevăr, eu o văd ca o personalitate puternică, știi? E mie că mi-au dus-o în maternitate, țin minte, doamna aceea, chiar ea i-a pus numele de Nicoleta. Sincer, zice, v-am adus-o pe Nicoleta. Probabil s-a gândit că, adică în memoria bunicului, noi o să-i punem. Eu mă gândeam la acest nume, dar nu chiar, știi cum, trebuie să vezi copilul, mai ales că eu am avut cezariană. Bine. Ce relație este Nicoleta cu tatăl ei biologic? Bine, ei nu niciodată n-au avut așa o relație strânsă, este mult de vorbit. Știi, are altă familie, eu sunt bucuroasă pentru el. Dar o ajută financiar? Iată, financiar nu a ajutat, noi cu mămica mai mult. Totul și... Mersi că ne-am descurcat, știi? Nu achită pensia alimentară? Ți se cuvine chiar, legal? Chiar nu știu cum să zic. Nu mă interesează acest subiect. Cu... Și să înțeleg că nu comunicați, nu ține Nicoleta parte legătură. Familia mea, adică este în familia Sulac. Da. Și eu nu cred în chestii de pensie alimentare care îți dă 1000 de lei pe lună sau nu știu. Eu consider că un tată sau un părinte trebuie să-și... Adică să-și... manifeste dragostea față de copilul său pentru tot, prin absolut, viața este foarte costisitoare, copiii noștri au nevoie de atâtea și de atâtea chestii și dar omul o telefonează, care o felicită dorește, cu ziua nu, ei? Nu o telefonează și nu o felicită. Dar Nicoleta nu a depășit această etapă și nu are probleme pe acest capitol. Important ca mama să fie sănătoasă, adică ea mă vede fericită, suntem bine ambele, suntem iubite, răsfățate, asta e cel mai important. Dar ce a fost în trecut cu tați biologici? Ți-am zis, tatăl vine acela care crește, nu cel care face. Știi cum zice bunica mea? Și tatăl își manifestă dragostea nu prin acea pensie sau cele iscălituri pe foaie, dar așa, cum zici tu, cu sunete, cu... Dar n-ai avut situații în care ți-a fost mai dificil să o întreții, că până la urmă este o adolescentă și are necesități și ca oricare alt copil. Nu mi-a fost niciodată greu să o întrețin, slava Domnului, pentru că eu întotdeauna am fost solicitată la evenimente și am avut din ce să o întrețin. Mâine pe mâine ea singură deja va munci și ea este conștientă pentru tot efortul și aportul care eu și mămica mea l-a făcut pentru ea în viață. Asta e important. Vă locuiți împreună cu mama ta sau aveți un apartament separat? Nu, noi separat locuim, dar mama ne ajută. Ai zâmbit așa, locuiți împreună cu iubitul tău, actualul tău iubit. Tu vrei să știi Vreau să știu tot. Știi cum, fiecare din noi are viața lui privată și asta e important. Dar îți licăresc cu ochii atunci când vorbesc despre această persoană. Nu știu cine este, dar cu siguranță te face fericită. O să aibă sughiț după ușa. Nicoleta se împacă bine cu el? Este într-o relație bună? L-a primit? Sunt prieteni? Eu chiar nu vreau să ofer detalii, sincer. Eu pot să spun una, că eu și Nicoleta suntem bine și dacă Dumnezeu o să fie bun cu noi, să mai aibă și Nicoleta pe cineva, încă o soră sau un frate, vom fi cei mai fericiți. Dar mai multe detalii nu pot să dau. Bine, te văd de fiecare dată în rochii diferite. Ai rochiile. Rochii, important costume, este dispoziția, ținute. Cât bani cheltuiești de obicei pentru ținutele tale? Mai ales că ai foarte multe evenimente. Știi, am descoperit-o pe Olesia Enache, care face niște ei absolut formidabile.
ea și predă arta aceasta croșetării și de la ei chiar foarte multe interprete de muzică populară de la noi se învață a broda, a face singuri ei pentru ele, știi? Este o bună profesoară, predă pictura și de la ea am multe ei acum, mai multe, da. Și sunt destul de costisitoare, ca să spunem, dar ea anume știe după canoane să facă aceste ei, știi, are foarte, foarte multe lucruri interesante, lucruri anume aceste ei de muzeu, știi, ea face copii la ele acestea de muzeu. Care este cea mai scumpă ie a ta? Și eu m-am îndrăgostit de arta ei și de frumosul pe care ea îl face prin mânuțele ei fermecătoare. Chiar, nu știu, este foarte talentată. Pare că a câștigat ea și niște premii aici în Republica Moldova, dar și des în România pleacă tot cu ieile. Toate iile sunt de la ea? Nu toate. Acum, ultimii ani, eu am procurat mai mult de la ea, de la Olesia. Dar și am colaborat ai? Și câte cu doamna ai? Maria Cristea, da, probabil Casa Cristea o cunoașteți, la fel o doamnă extraordinară cu un talent deosebit și anume fiecare artist îl vede în parte, știi, adică nu îi îmbrac pe toți tutuna, cumva. Da. Dar în viața de zi cu zi, de unde îți place să îți cumperi haine? Dar înainte eram foarte axată pe branduri, pe firme diferite. Acum sunt așa mai leger, pot să îmi procur o haină simplă, dacă ea îmi place și îmi stă bine, de ce nu. Sunt foarte atrasă de designerii noștri autohtoni. Eu sunt așa mai modestă de felul meu, deși am lucruri bune. Dar din viața de zi cu zi chiar îmi place să mă îmbrac și cu brandurile noastre autohtone. Cred că nu e bine să dăm numele ca să facem publicitate, dar sunt atâta de frumoase și fete talentate care acum au ieșit pe piață la noi în Moldova și chiar au succes și peste hotare cu ținutele, colecțiile lor și îmi place mult. Uneori, știi, o piesă vestimentară de la noi poate arăta mult mai bine ca un costum Dior sau nu știu care, știi? Spunea o artistă, nu știu de unde, că înainte mergea să-și făcea naveta să cumpere Dior, să cumpere la diferite evenimente în România, așa, așa, și odată a pus pe ea o rochie simplă, știi? Din asta, care costa, nu știu, copiii acolo și a plecat la un eveniment așa și zice, toată lumea de la eveniment mă întreba de unde e, ce brand e rochia, de unde am luat-o. De fapt, era cu 100 de fetele mele care făceau acolo o colecție de haine personale, spunea ea. Așa că uneori nu tot ceea ce costă mult și strălucește în ochi este neapărat cel mai bun. Ca și piesa. Uneori ne punem, știi, în planuri că, uite, va avea succes o piesă oarecare care ne închipuim noi. Dar, de fapt, o piesă care nu te aștepți îți aduce marele succes, o cel mai mare. Asta e totdeauna așa. Nu pot să nu te întreb, mai ales că ai menționat despre asta încă de la începutul interviului, despre acel scandal cu domnul Nicolae Bodgros. Dar nu am vorbit despre el, am vorbit la nu general. Despre, așa. Uite, nu, eu în general am vorbit am această întrebare aici, în lista mea. Pe asta, presa, știi cum percepe. Totdeauna rămâne în istorie scandaluri și așa. Așa este, dar totuși a fost. Da, a fost în trecut. De la ce a început acel conflict? Nu stăm să dezvoltăm foarte mult subiectul. Vreau să abordăm, să, știi, dar pe scurt. Dar nu mai are rost de la ce a fost. Și cum ați aplanat? Ați reușit, de fapt, să vă împăcați? Eu nu sunt certată cu nimeni. Eu, știi, merg pe drumul meu și am uitat de asta așa de mult că nu-ți pot reda. În ce relație sunteți acum? Eu stimez, este un mare maestru și un mare om și în general. Pur și simplu atunci a fost faza că nu m-am așteptat că așa un mare, adică maestru poate să vorbească atât de urât despre un copil a unui prieten al său la început de cale. Este nașul tău de botez. Da. Și asta a fost doar atât, dar în rest, să zic, eu nu sunt omul. Ați mai stat la vorbă, ați discutat sau
îmi dau seama că se întâmplă să vă mai întâlniți după culise sau poate pe scenă. Discutăm, vorbim, totul este bine. Dar nu colaborăm, adică acum colaborez mai mult cu frații Advahu, cu orchestra municipală, cu ei am făcut mai multe melodii acum. Și acum am mai făcut și niște videoclipuri la piesele celeași. Cam asta. Și dacă ți-ar propune o colaborare, domnul Botgros? Da, n-am vorbit pe tema asta, doar că nu sunt în relații proaste cu nimeni asta. Eu nici nu sunt de felul meu, știi, scandalagioaie. Doar că, știi cum, presa, dacă vrea, ți-o face. Sau poate și intermediari, oameni care și-au dorit chestia asta, cine știe. Dumnezeu să-i miluiască. Ai noi... prieteni printre artiști? Normal că am prieteni, dar eu nu cred în prietenia. Nu știu ce ne-a mai spus la tine. Eu chiar nu cred în prietenirea dintre... Doamna Adriana Ochișan. Da, probabil. Cineva a spus la tine în emisiune. Nu cred în prietenie, mai ales în... între artiști, că sunt prieteni la Cataram, fiecare zi se sună. Eu nu cred în prietenii, că durează mult acest prieteni. Eu așa, mai bine ca colegi. Da, colegi, pentru că oricum există chestia asta de invidie, de... Nu totdeauna este solidaritate, știi? Bârfele astea, în față îți spune una, după spinarea ta altceva discută, știi? Și atunci întotdeauna e mai bine să menții această distanță, știi? Cumva. Pentru că, din păcate, nu știu, eu chiar nu cred și Adriana are perfectă dreptate. Fățărnicia asta, deși am colegi care mă împac foarte bine și știu care mă respectă și eu îi respect, Igor Cuciuc, de exemplu, îi port respect, știu și el se adresează bine către mine. Și Adriana și alții interpreți, colegi, adică care chiar le port stimă, respect și asta contează. Atunci când ne apreciem munca fiecăruia dintre noi. Dar atunci când știi chiar și strângi o dintre prietenia asta, vorbeam și cu mama mea, uite, o să vezi că el o să certi pe urmă. Și într-adevăr, când apropii prea tare, știi, una de cealaltă, cumva trebuie să păstrezi această distanță dacă merge vorba despre artă. Dacă în afara culiselor, da, poftim, legați-vă prietenii, măcar dormiți într-un pat. Dar de ce? Pentru că totul este în vizor, cum ai spus și tu. Și oricare ceartă, oricare vorbă, sau totul se va auzi și presa va auzi și la știri se va spune. Și... De aceea, da, eu sunt o persoană deschisă, eu îmi apreciez colegii, dar nu aș putea să am, de exemplu, o relație cu cineva din artă de prietenie atât de strânsă cum o am, de exemplu, cu colega mea de bancă, care am, știi cum, de 20 ceva de ani sau ceva de genul ăsta. Sau cu verișoara mea, care îmi este aproape și... Doina, da. La care fobii? Da, eu am fobii de avion. Da, de unde știi? Eu te întreb? Tu da. Ai spus-o. Da, am fobii de avion, dar deja și... am trecut peste asta. Și nu călătorești cu avionul? Ba da, călătoresc permanent cu avion. Cum treci peste acum, frica asta? Cum te pregătești de fapt psihologic, de zbor? Am trecut peste bariera asta, dar aveai primele zboruri eram așa, parcă eram eu la volan. La volan, la avion. La cârma avion. Așa. Nicoleta se amuză pe seama mea dacă suntem împreună avion. Chiar nu are nicio faci? Nu fac nimic înainte urât. Ce făceai? În sens că luai niște calmante? Am și acum, o prietenă da. Care are, fobie, are da? O frică nebună de da, avioane. Da. Ei sunt așa, din păcate. Nu știu de unde se trage asta. Din copilăria noastră. Ori de la stresuri, ori poate să fii și legat de scena asta noastră, că noi permanent avem emoții și... Așa, să ieșim la patru aci, să nu uităm versurile, să interpretăm frumos, să ne sună vocea. Și în permanent avem emoții, știi? Nu știu de unde se ia toată chestia asta, poate de la caz la caz, fiecare om în parte este diferit. La mine a fost așa, cum am trecut, puțin. Mă rog, iau o pastilă, niște pastiluțe de valeriană, sau un validol sub limbă, are mentă și...
te ajută. Te ajută, da. Și te ajută și te calmează ușor, ușor. Și acum este mult mai bine, dar înainte chiar credeam că nu o să depășesc. Cineva vrea să mă invite în America, dar acolo este zborul multe ore de zburat. Și dar din cauza asta nu accepti? Nu, am acceptat, nu s-a primit cu actele ceva atunci, dar trebuia să zbor într-un turneu, pare mi se, cineva de la noi a fost atunci. Discuția noastră, din păcate, a ajuns la final, dar vreau să te mai întreb ceva. Unde și cum te vezi peste 10 ani? Mă văd o femeie realizată peste 10 ani și acum sunt o femeie realizată. Atunci mă văd cu încă un copil, cu familie, poate în altă țară, poate în România, poate voi face navetă aici, Colea. O să vedem. Dar în orice caz mă văd o femeie realizată, credincioasă, așa cum am fost și eu și mama dintotdeauna, împlinită pe plan cât profesional, cât și spiritual. Și asta le doresc tuturor femeilor. Să-și urmeze visele, să nu creadă în vorbe, să nu aibă frica asta de ce va spune lumea sau nu știu. Eu absolut deloc nu mă interesez cine comentează, cum vorbești. Atunci când femeia este fericită și este fericită în suflet, știi? Atunci ea emană această fericire în jur și oarecum nu afectează toate vorbele negative sau părerile unora sau altora. Chiar absolut deloc. Eu tuturor le doresc doar fericire. Și așa doar să fie împăcat și noi îți dorim ei. Să fii fericită. Mulțumesc. Îți mulțumesc încă o dată pentru acest interviu.